Bună ziua, au apărut în spațiul public pe rețelele de socializare mai multe informații aparent mai noi legate despre spațiile din fosta fabrică a țevilor din Roman. S-au făcut cumpărări, s-au făcut vânzări, ne puteți da detalii, cine, când încep lucrările, număr de angajați, știu ce informații aveți dumneavoastră. Bună ziua și în primul rând bine ați revenit pe teritoriul comunei Cordun. Este adevărat că la sfârșitul anului 2019, începutul anului 2020, au fost efectuate câteva operațiuni imobiliare cu privire la înstrăinarea unor hale din uzina de țevi, de aici, de pe raza comunei Cordun. O societate din Iași, de codemnatura, a achiziționat aceste hale. A solicitat acum în prima parte a anului 2020 autorizație de demolare pentru o parte din aceste construcții, urmând acum pe parcursul anului 2020 să solicite autorizație de construire, de renovare a unor hale, în intenția de a dezvolta un parc industrial pe raza comunei Cordon. Ne puteți da nume de firme anume? Au fost vehiculate în presă anumite societăți care ar dori să desfășoare activitatea pe raza comunei Cordun, dar dat fiind faptul că nu este 100% ceva concret, nu vă pot oferi informații acum la ora actuală. Este clar că se vehiculează în spațiu public aceste lucruri, dar nefiind concret, rămân la nivel de zvon acum la ora actuală. Pentru că la nivelul zvonurilor, cred că așa cum am spus și pe la alte televiziuni, mai sunt investitori cu care am discutat și care intenționează în perioada imediat următoare să dezvolte afaceri pe raza comunei Cordun.